În ajun de sărbători discutăm despre lucruri de suflet și despre fapte bune. În această dimineață alături de mine este directorul executiv al unei instituții preșcolare. Este vorba de Cosmin Vlahopol și discutăm despre un proiect care se află la a treia ediție cu titlul Povestea nașterii Domnului, prin care grădinița, cu participarea copiilor și părinților, încearcă să ajute alți copii de Crăciun care sunt mai puțin fericiți. Bună dimineața, Cosmin, și bine ai venit la noi în platou. Mulțumesc pentru invitație. Cum te simți? Ar fi ciudat să te întreb dacă ești o persoană matinală, că mă gândesc că ești. Sunt o persoană matinală atunci când apuc să dorm. Dormim destul de puțin. Oamenii care lucrează în educație dorm puțin. Mă simt bine. Sunt dar bine. Puțin însă strâng multe roade. Așa este. Pentru că este frumos să vezi că, să conștientizezi faptul că ai contribuit la formarea unei personalități. Și îmi aduc aminte, de exemplu, și de educatoarele mele de la grădiniță, pe care toată lumea tot timpul le întâlnește cu zâmbetul pe buze și cumva noi suntem produsul acestor instituții preșcolare. Este interesant că ți-aduce aminte despre educatoare. De regulă noi trăim experiența de a întâlni educatoarele pe stradă sau copiii întâlnesc educatoarele pe stradă și nu-și amintesc exact cine este persoana respectivă. E cumva parte din frumusețea muncii de educator, că lași ceva în sufletul copilului, dar fără foarte multă glorie. Eu tot timpul am trăit cu ideea că toată lumea știe educatoarea. Învățătoarea mai degrabă, educatoarea mai puțin. Și educatoarea inclusiv. Da? Știi de ce? Pentru că eu am o soră, iar un băiețel, și partea interesantă este că aceeași educatoare, care mi-a fost mie educatoare, surorii mele, este acum educatoare băiatului ei. Îți imaginezi ce frumos este acest lucru? Da, da, da. Da, foarte simpatic peste generații. Da, da, da. Îți dai seama să vii cu copilul tău la femeia care, cu mulți ani în urmă, îți preda, nu știu, te învăța să citești, te învăța să scrii. Înseamnă că o mare parte din sufletul ei este pentru toată familia voastră. Sigur, sigur că da. Și faza cea mai interesantă este că educatoarele chiar își țin minte copiii. Îi țin minte ce făcea la grădiniță, ce spunea, cum se purta. Copilul poate să nu mai țină de chestiile astea. Da, da, da. Mulți copii uită educatoarele, e o chestiune de... E normal. Poate e, dacă e vorba de o vârstă foarte fragedă, mă gândesc, nu știu, da, 3-4 da, ani, clar. Dar 5, cam, deja mai pot să-mi urmărez. Dacă se menține legătura și se întâlnesc în timp, rămâne în memoria copilului. Noi am făcut pentru treaba asta un club de voluntari. Încercăm să implicăm pe copiii care pleacă de la grădiniță în acțiuni de voluntariat. Uh-huh. Și atunci să-i mai vedem și când pleacă la școala primară și eventual la gimnaziu și atunci sperăm să menținem cumva legătura vie în timp. Cum a apărut ideea acestui proiect despre care spuneam mai devreme cu tenta de Crăciun? Înainte să începem acest interviu, ai spus că a început, de fapt, cu altă sărbătoare. Da, ideea... Hai să începem cu proiectul de Crăciun și apoi le legăm. Da, exact. Ideea proiectului de Crăciun se încadrează în filozofia grădiniței noastre. Ne-am dorit de Crăciun să vorbim despre ceea ce contează de Crăciun. Pentru că avem foarte multe tentații să ducem discuția în altă parte. De Crăciun vorbim despre nașterea Domnului Isus. Și plecând de la acest eveniment, pe care noi îl marcăm prin diverse lucruri, acțiuni creative la grădiniță și cu alte grădinițe pe care le implicăm în parteneriat, amplasăm o iesle în curtea grădiniței, așa încât oricine să poată vizita și să vadă exact scena nașterii lui Isus, dar evenimentul central este acesta caritabil, în care noi alegem o instituție în care sunt copiii defavorizați și alegem să facem bine și instituției și copiilor în mod individual. Și aici se desprind două proiecte. Unul dintre ele este Ziua Recunoștinței, pe care îl facem în toamnă, prin care dorim să accentuăm lucrurile de care este necesar să ne bucurăm. Avem foarte multe lucruri care merg bine în viața noastră, dar alegem să ne plângem de cele care nu merg bine. Și atunci așa spunem, se întâmplă. Exact. Atunci spunem, hai să ne concentrăm pe ceea ce merge bine și să fie recunoscători pentru asta. Și fiecare familie face acasă o lucrare pe tematică de recunoștință. Noi suntem recunoscători pentru familia noastră, pentru copii, pentru casă, pentru... Rezultă niște lucrări foarte frumoase pe care noi le vindem la o licitație.
Și strângem tot de la părinții din grădiniță, și aici o să accentuez că avem o echipă fantastică la grădiniță, începând de la educatoare, organizatori și părinți, putem să facem treabă împreună cu ei și asta ne bucură foarte mult, strângem de la ei fonduri. Cu aceste fonduri strânse la proiectul Ziua Recunoștinței, cumpărăm resurse educaționale pentru instituție. Sunt grădinițe care nu au creioane, nu au videoproiector, nu au tablă, nu au... Și atunci mergem acolo și întrebăm, care sunt nevoile voastre? Ei ne dau o listă și noi le achiziționăm în limita fondurilor strânse acele resurse. Al doilea proiect este cel pe care îl facem pe familii, la grădiniță. Instituția ne pune la dispoziție o listă a copiilor din aceea grădiniță sau școală. Fiecare familie din grădiniță își alege un copil, facem o structură de pachet, ce va conține pachetul. De regulă este ceva de încălțat, ceva de îmbrăcat, o jucărie și ceva dulce. Și fiecare familie, împreună cu cel mic, achiziționează aceste bunuri. Chiar recomandăm familiilor ca unul din lucrurile care aparțin copilului, spre exemplu o carte dragă sau o jucărie, să ajungă în pachet pentru ca să fie ceva din el acolo. Cât de important este ca copiii, încă de la câțiva anișori, să conștientizeze valori ca recunoștința, să știe să împartă, să dăruiască și, desigur, o compasiune și empatie față de cei care poate au o situație mai urâtă decât la ei. Noi considerăm că este foarte important ca fiecare copil să intre în contact cu aceste valori de când este foarte, foarte mic. Și asta este principalul motiv pentru care creăm aceste ocazii la grădiniță. Copilul va conștientiza parțial, dar va dobândi deprinderi de empatie, de a renunța la ceva ce este al lui. Dublăm aceste proiecte și prin diferite acțiuni pe care le facem în grădiniță și una dintre ele este un opțional, un atelier de caracter în care prin anumite povestiri... Atelier de caracter. Cum s-ar descifra această binară de cuvinte? Atelier de caracter. Reprezintă favorizarea valorilor morale prin povestioare cu tâlc. Nu favorizăm personaje sau personaje vedetă în povestioarele noastre de la grădiniță, ci mai degrabă tâlcul sau morala din urma unei povești. Și la acest atelier de caracter, copiii ajung ca în urma fiecarei povești prezentate să tragă o concluzie. Este bine să spun adevărul. Este bine să mă port frumos cu cel de lângă mine. Este bine să fiu empatic. Este bine să fiu atent la nevoile celorlalți. Și avem un set de 12 povestiri pe care le prezentăm și prin care îi încurajăm să facă lucrul ăsta. Iar în acest proiect, povestea nașterii Domnului, ca să închidem ceea ce am început. Da, sigur, discutăm. Da. Am deschis paranteză pătrată, rotundă. Ok. În povestea nașterii Domnului, noi punem la dispoziție cutiile pe care le etichetăm frumos de la pentru. Toate cutiile au aceeași dimensiune, asta am învățat în timp, așa încât toți copiii... De ce ați decis să fie așa? Pentru că la prima ediție am făcut greșeli, am propus pur și simplu structura de pachet, dar au fost trenulețe înalte cât un copil și mașinuțe atât și pentru copii este greu să perceapă aceste diferențe. Diferența ne ține mult la egalitate și la ceea ce percep ei atunci când primesc ceva și atunci am pus aceeași cutie pentru toată lumea, punem noi la dispoziție cutiile. Părinții cu foarte multă generozitate ne aduc cutiile pline cu ceea ce au cumpărat și noi le distribuim. Suntem cumva parte dintr-o echipă care muncește în întregime ca acest proiect să fie dus la bun sfârșit. Nu este o inițiativă individuală și n-ar putea fi făcut singur acest proiect. Și vreau să manifest recunoștința încă o dată pentru părinți. Asta este și frumusețea lui, că poți să faci cele mai bune fapte bune atunci când te pierzi cumva în mulțimea care le faci. Și este și foarte important atunci când cineva vine cu această inițiativă, pentru că mai ales de sărbători, în febra pregătirilor, rapoarte anuale la serviciu, avem un program atât de încărcat încât trebuie să manifestăm recunoștință inclusiv pentru oamenii care vin cu astfel de inițiative, se ocupă de organizarea acestor proiecte și, cum spuneai și tu, puneți la dispoziție cutiile. Deci ai totul la dispoziție, doar să faci o faptă bună. Să faci ceva bun. Și trebuie să fii recunoscător că ai primit această ocazie. Această oportunitate. Da. Noi dorim să-i conștientizăm pe părinți că ceea ce face educația copiilor este exemplul, în mare parte.
oricât de multe cuvinte ne-am chinuit noi să adunăm la un loc, faptele lor vor face în cele din urmă educația copilului. Și de aceea considerăm că aceste oportunități pe care le inventăm sunt tot pentru educația copilului. Sunt parte din strategia noastră ca un copil să devină bun. Asta este idealul grădiniței, să ajungem să existe un copil bun în lumea aceasta care să facă bine. În acest an, ce instituție ați ales să ajutați? Am ales o grădiniță și școală primară dintr-o comunitate de romi. Nu este foarte departe de Iași. Am putut astfel să luăm cu noi și câțiva părinți și a fost o experiență foarte interesantă și binefăcătoare ieri. De ce v-ați gândit să ajutați anume copii de etnie romă? Pentru că nu ne dorim ca acest proiect să fie doar o explozie izolată de Crăciun, ci ne dorim să fie un parteneriat pe termen lung, prin care să contribuim într-adevăr la, poate că e mult spus, dar ne-am dorit ca să schimbăm destine și în acea comunitate este foarte mult de lucru. Începând de la ceea ce se poate face pentru educarea părinților, ceea ce se poate face în sensul reorientării copiilor către niște meserii potrivite pentru ei și atunci, având în vedere că avem foarte multe oportunități deschise pe termen lung, am ales să mergem acolo. Persoanele de etnie romă sunt deseori marginalizate și este important ca copiii încă de la vârste foarte mici să înțeleagă că ei nu sunt diferiți cu ceva, dar sunt exact copii ca și ei, oameni ca și noi și respectiv au învățat în acest an încă o valoare de a... au învățat egalitatea. Da, da, da. Când am ajuns ieri la școală, am văzut un afiș pe perete pe care scria dezvăbire. Și mi-am amintit toată istoria comunității rome prin care au fost robi românilor. Și am simțit cumva această revoltă a lor, prin care acum probabil că ne pedepsesc pentru ceea ce le-am făcut cândva. Mai mult, am ajuns în curtea școlii cu mașina plină de pachete și am reușit să o descarc în 5 minute. Pentru că toți copiii din școală au venit să ia câte un pachet, să-l ducă în sala. Cum au reacționat? Au fost incredibil de entuziasmați. Asta este... poți alege să vezi lucrurile bune în orice ființă umană. Iar la comunitatea de țigani, de romi, entuziasmul este o chestie incredibilă. Și au fost foarte, foarte bucuroși. Au venit cu toții, au fost să ia câte două cutii, au fost de ajutor, au fost prietenoși. A fost bine, a fost foarte bine. Ne-a simțit bine. Foarte frumos, Cosmin, ceea ce faceți în instituția preșcolară pe care o gestionezi. Chiar este foarte frumos și este încântător faptul că copiii încă de mici învață niște valori care cu siguranță îi vor construi ca niște oameni buni, de folos societății în primul rând, dar și pur și simplu un om cu calități umane într-adevăr de valoare. Asta este ceea ce ne dorim și noi. Cosmin, noi îți mulțumim că ai ajuns în platoul emisiunii noastre în această dimineață. Vă mulțumesc și eu pentru că m-ați invitat. Și te felicităm cu proiectele pe care le faci și te mai așteptăm și la alte ediții să vorbim și despre alte proiecte pe care cu siguranță le veți organiza. Nu le fac singur, le fac cu o echipă de oameni foarte frumoși și felicitările mele către toți. E frumos că ai menționat de câteva ori în timpul interviu când faci asta singur. La fel vorbește de la sine. Mulțumesc!